Hei, dacă vă era dor de Giovana, ce credeți? La început de sezon, la început de săptămână, ea vă transmite mulți pupici și o săptămână productivă. Îmi place foarte tare cum arată în postarea de mămică. S-a mai împlinit un pic și este foarte bine așa. Sper din tot sufletul să aibă o sarcină ușoară, să se bucure de aceste momente, să se relaxeze în primul rând să se odihnească, pentru că atunci când va veni bebelina va fi foarte, foarte complicat. Știți că ea așteaptă o fetiță. Ce să vă spun? Vă urez și eu o săptămână minunată, o săptămână productivă, o săptămână binecuvântată de Dumnezeu și neapărat să aveți grijă de dumneavoastră să, să fiți sănătoși, pentru că ați văzut că nu este o perioadă foarte, foarte bună pentru noi. Vă doresc multă multă sănătate și vă pup și eu o săptămână minunată.